Bă, animală, de tofilat și gligor, voi sunteți lepădături, dacă vreți să vă spun pe nume, voi sunteți lepădături și tu și șeful tău și nu vă puteți permite voi, căcați cu ochelari care vă considerați inteligenți, să loviți cu pumnii în studiouri în eroi care lupta la Nistru, băi. Băi, eu vreau să te văd pe tine, mă, tofilat, răpănosul de tofilat și tu și frate-o, care v-ați acuit lângă guvernare, unul fiind consilierul lui Chicu și fiind șef pe mai mare pe toate instituțiile statului care au generat bani anii ăștia și altul consilierul lui Maia Sandu, să dați cu pumnii în eroi, băi. Voi cine sunteți, băi? Voi căcați de câini cu ochelari care sunteți în studiouri și vă invită Jurnal TV-ul să vă expuneți. Voi care n-ați făcut nici o dracu nicăi în viața asta, dați cu pumnii, băi. Cine sunteți voi, băi? Eu astăzi, încă o dată m-am convins că neamul ăsta, cu așa căcați, ca tofilat, ca gligor și ca tot partidul lui, care-s crescuți din Natasha Morari, nu mai există. Mă, tofilat, de ce n-ai dat pe mine, mă, că-s cât muntele de mare, am 100 de kilograme. De ce nu dai cu pumnul mine, mă, că te mâncam dracului acolo cu tot căcat, mă. Te mâncam dracului acolo, chiar dacă am terminat cariera politică, mă. Dă-mi mine, mă, de ce dai, mă, în bătrâni, mă. Într-un colonel de vârsta a treia, bă, care a luptat în Transnistria, bă.